Faptul că a scăzut abandonul școlar în comunitățile de romi nu este atât de îmbucurător pe cum se crede. Copiii vin la școală, termină 8 sau chiar 10 clase, însă majoritatea, atunci când părăsesc băncile școlilor, sunt semi-analfabeți. Aceasta a fost concluzia trasă de vicepreședintele Partidei Romilor, Viorel Pascu. Acesta trage la răspundere pentru situația creată atât administrațiile locale cât și Inspectoratul Județean de Învățământ. Ca și soluție, liderii romilor propun crearea de after school-uri, unde sunt profesori plătiți să vegheze și să ajute copiii la efectuarea temelor. Noi am avut asemenea cazuri și nu puține. Nu puține. Cum anume au făcut școala și cine s-a ocupat de instruirea lor, nu putem să o facem noi. Această evaluare nu putem face noi. Exact cum v-am spus mai devreme, noi nu ne putem substitui anumitor instituții. Și aici cred că Inspectoratul Școlar Județean ar trebui să facă o analiză la fiecare localitate în parte și acolo unde se constată deficiențe, să ia măsurile pe care le consideră dumnealor. Da, sesizat acest lucru? Eu punctual la școala X? N-am sesizat punctual, am semnalat Inspectoratul Școlar Județean de foarte mulți ani urmă, cu foarte mulți ani în urmă. Dom'le, ce se întâmplă? Mai ales acum, când școala de câțiva ani de zile, de când a fost transformată în SRL-ul, făcându-se costuri pe relev și, mă rog, chestiuni din astea care țin mai mult de o întreprindere, de un SRL-ul, cred că anumite școli n-au făcut altceva decât să-i țină de clienți, să zic așa. Lasă-l să meargă, să-l am și în clasa a 5-a și a 6-a și a 7-a și apoi Dumnezeu cu mila. Și o să ajungem la un moment când aceștia împlinesc vârsta de 16 ani și n-au ca și pregătire decât 8 clase și alea între ghilimele numită pregătire. Și atunci ne întrebăm cum de devine el asistat social, că atunci când îl întrebi, păi ce știi să fac? Păi nu știu să fac nimic. Păi de ce? Păi nu știu. Hai să te bag la un curs de calificare. Bun, merg, dar nu știu să scriu, să citesc. Situația semi-analfabetismului în comunitățile de rom duce la o altă problemă, și anume pregătirea acestora în vederea ocupării locurilor vacante pe piața muncii. Mulți dintre romii tineri nu pot să se înscrie la niciun curs de calificare-recalificare datorită faptului că nu știu să scrie și să citească, cu toate că au certificat că au absolvit 8 clase sau chiar 12.